Laborator de ultimă generație inaugurat la Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu, cei care vor trece pragul instituției vor putea beneficia de încă 14 analize gratuite atunci când își vor face analizele pentru donare. Noul laborator de biochimie funcționează începând de astăzi. Donatorii de sânge vor putea să beneficieze de încă 14 analize gratuite în plus, iar în afară de acest lucru, beneficiază și de o hemoleucogramă completă. Acest analizor de hematologie, mare, nouă, ne va face hemoleucogramă completă, un aparatul de determinare a pH-ului, care tot așa, prin sponsorizarea, a fost primit. Gorjenii care vor să doneze sânge vor beneficia de astăzi de mai multe analize atunci când vor dona. Un nou laborator de biochimie a fost inaugurat chiar astăzi în cadrul Centrului de Transfuzii Sanguine din Târgu Jiu. Și într-un an s-au schimbat foarte multe aparate noi în cadrul Centrului de Transfuzie, aparate care datau din 1990. Ne-au ajutat și la reabilitarea acestor laboratoare în care nu se mai investise de atâția ani, pornind de la zero. Dânșii ne-au ajutat cu reabilitarea, am găsit și sponsori generoși, așa cum a fost firma Dacorex, care ne-a ajutat cu achiziționarea acestor două aparate, a unui analizor de hemoleucogramă și a unui incubator cu agitator de masă trombocitară, de care se va folosi întreg județul. Laboratorul de analize este de ultimă generație. Începând de astăzi, chiar dacă sunt foarte puțin donatori, doi donatori la care am observat o dislipidemie la ultimele donări vor putea beneficia de acest panel extins de analize de biochimie, adică 14 analize în plus pe care le oferim donatorilor regulați. Cei care vin a doua oară la donare în decursul unui an se numesc fidelizați și atunci pot primi la solicitare aceste analize extinse. Cei care donează sânge beneficiază de un consult gratuit, o zi liberă de la serviciu, de bonuri valorice și de o reducere la abonamentul de troleu pe luna respectivă.